Dacă ilfoveni au obținut victorie după victorie și este actualul lider al ligii secunde, impunându-se atât în deplasare la Dinamo cu scorul de 1-0 și la Galați cu scorul de 2-0, cât și acasă. Situația Chindiei Târgoviște nu este chiar atât de bună. Aceștia au în spate doar înfrângeri și doar un punct acumulat. Deși au avut un debut stângaci, târgoviștenii speră la prima victorie din campionat care să spargă gheața. Lotul cu care se va da startul nu este stabilit încă, urmând ca acest detaliu să fie pus la punct după antrenamentele de pregătire restabilite până la începutul partidei. Iubitorii fotbalului vor beneficia de intrare liberă pe stadionul Eugen Popescu vineri 28 septembrie, ora 17.